Salutare, frate, mirobul, numele meu este Bigul și bine v-am găsit la un episod pe acest canal mirobolant. Astăzi aș dori să discut despre un eveniment din viața mea pe care nu o să-l uit niciodată. Cel mai probabil mulți dintre voi n-ați trecut prin chestia asta, dar urmează. E bine, discuția din ziua de astăzi este prima țigară. Vreau doar să știți că totul s-a întâmplat acum mult timp, când eram mic și prost. Bineînțeles, nu foarte diferit de cum sunt, e bine, acum. Deci, practic, am o scuză. Ha? Cine e ăla? Totul s-a întâmplat pe frontul de vest, vara 1943. Ah, nu, stai, m-am dus prea departe. V-ați avut o dată pofta nesfârșită de a face un lucru? E bine, așa m-a luat pe mine și am avut o poftă nesimțită de a fuma. Vă dați seama că la momentul acela nici n-am știut cum funcționează una din aia. Dar tânăr, neliniștit și hotărât, l-am luat pe un prieten de mână și am zis, bă, eu astăzi fumez. Vă dați seama că ne-am gândit unde să fumăm și am hotărât să fumăm într-o pădure. Cea mai bună alegere de la Cezar încoace. Bun, locația a fost alesă, dar de unde luăm țigările? Ei bine, cred că știți și voi că toate cartierele din lumea asta au acel magazin de la colțul blocului care fac absolut orice vrei tu, de mai dacă le dai bani. Bun, avem și locație și avem și marfă. Acum trebuie doar să ne distrăm. Am ajuns în pădure, m-am pus jos și am dat drumul. Nimic. Și am mai încercat odată. Absolut nimic. Zero. Se presupunea că trebuia să mă simt eliberat, să mă simt mult mai bine. La care îmi spune prietenul ăsta meu. Coaie, trebuie să tragi în plămâni, nu să ții fumul în gură. Ok. Bineînțeles că având mai multă experiență ca și mine, i-am urmat sfatul. Și așa am făcut. Fra, nu simt absolut nimica, nici bine, nici rău. Nici măcar nu știu de ce mai fac chestia asta, hai să plecăm acasă măcar. Și asta am făcut. Dezamăgit că n-am avut nicio experiență plăcută, m-am ridicat și am plecat. Bineînțeles că am subestimat puterea țigării. Corpul meu neexperimentând acest deliciu niciodată în viața lui și plămânii bineînțeles nemai întâlnind acest fum, a rezultat cum zic românii, mi s-a tăiat filmul. Au, au. Aproximativ 5 minute nu mai știam nimic de mine. Am fost mort. Mi-era rău, vreau să vomit, nu puteam să vomit, mi-era foame, stomacul mi-era gol, trebuia să mănânc ceva. Și da, cam asta a fost prima mea țigară fumată corect din viața mea. Din cauza experienței acelea, eu nu pot să-mi fumez, efectiv nu mă lasă corpul, nu pot, nici dacă vreau să mă apuc, nu pot. Culmea, îmi place mirosul de țigară, da, la chiar îl suport și îmi place, da, nu pot să fumez. Cam atât a fost cu acest videoclip, dragii mei lupi. Dacă vă plac genul acesta de videoclipuri, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Până data viitoare am fost Big Wolf și noi ne vedem în un episod. Nu uitați să scrieți în comentarii ce părere aveți.